Nici mă mai chinui să fac intro, știți de ce ne aflăm aici. Hai să trecem direct la ce am cumpărat. O salată lupino. Îmi pare rău că în clipurile mele se repetă de foarte multe ori multe alimente, dar probabil că și, cred că la toată lumea e aceeași chestie, nu? Adică n-ai cum să cumperi în fiecare săptămână altceva. Le-am luat mâncare la pisici, singura opțiune din Lidl pe care o mănâncă. Am luat un cleansing hand spray. Mie îmi place să îl am în mașină, dar nu doar. Nu știu dacă o să-l duc din prima mașină, îmi place să-mi curăț telefonul cu el. Adică ori îl curăț cu spirit, ori cu soluție din asta și n-am mai avut de mult și am zis să cumpăr. Porumb. Paste. O să fac un fel de paste bolonieze, să vedem. A fost așa o decizie super spontană, nici nu m-am uitat pe vreo rețetă, nu știu dacă, încă de asta de porumb, nu știu dacă trebuia să mai cumpărăm alte chestii, am luat gen, cine a trecut prin capul? Ceapă, paste, carne tocată și sos de roșii. Am luat o banană, efectiv doar una, pentru că am luat-o pentru mine, fiindcă mi-e poftă de banane, dar sunt sigură că după una o să fiu gen, n-am chef. Sunt mai mânc, așa că am luat doar una de poftă. Astăzi am mâncat doar pepene roșu și de-aia mi-e foame. Așa, piept de pui afumat și vreau să mănânc doar fructe și de-aia nu o să mănânc altceva, o să mănânc această banană. Bun. Un detergent pentru rufe colorate este el. L-am mai avut de două ori, îmi place foarte mult, curăță super bine rufele, n-am treabă. Mai au varianta pentru rufe albe și voiam să-l cumpăr pe ăla ca să mai schimb, că de asta, vă zic, m-am plictisit. Însă nu l-am luat pentru că mi se pare ciudat să speli rufele colorate cu detergent de rufe albe. Și nu mi se pare ciudat să speli rufele albe cu detergent de rufe colorate. Nu știu dacă sunt doar eu. Oricum, noi nu avem atât de multe albe încât să le separăm. Spăl culori deschise cu culori deschise, dar sincer nu de fiecare dată despre chestia asta sunt rebele. Am luat cartofi, vreau să fac o tocănță de cartofi. Mi s-a făcut poftă acum cât am fost la mare de așa ceva. Gata, prima sacoșă, mai urmează două. Number 2. Șervețele nazale micuți. Normal că trebuia să vină și micuți. Pisica, care este cea mai îndrăgostită de ideea de cumpărături, de cumpărături în general, trebuie să fie mereu cu noi. Am luat o sticlă de lapte, mă rog, o cutie de lapte, carnea tocată de vită. Cred că am primit 15% reduceri la asta, nu sunt sigură, parcă am activat, adică un cupon, dar nu sunt sigură dacă asta era carnea de vită la care se aplica cuponul respectiv, nu știu. Semințe de dovleac pe care o să le mai prăjesc un pic, mă rog, o să le mai pun un pic în tigaie. Alte șervețele. Am luat ton, n-am mai găsit de ceva timp ton din ăsta, așa că de data asta am luat două. Și mi-e poftă așa, mi-e poftă și de niște ton simplu cu lămâie, pur și simplu și cu pâine. Îmi place tonul, un castravete pentru salate de 3 ani 3. Mai avem aici două conserve, asta e de salată pentru ieri și astea sunt niște roșii bio, sunt roșii bucăți pe care vreau eu să le pun la tocăniță și pentru paste am luat sosul ăsta, care e cu busuioc. Și mi se pare foarte bun, e o tonă de sos. Alte șervețele. Și mai avem pe aici lămâie. O lămâie e cam tristă. Știu în general să aleg lămâile, dar nu erau lămâini de alea faine cu multă zeamă. Două cepe ginormous, deci ceapa asta mi se pare foarte mare. Trebuie să mă hotărăsc pe care o pun la tocăniță și pe care o pun la paste bolonieze. Nu știu, mi se par foarte mari. Și nu știu, mie în general îmi place să cumpăr ceapă mou, îmi prea îmi place să cumpăr de asta galbenă, dar n-am găsit în Lidl, era super pustiu în Lidl, nu în ceea ce privește oamenii, pentru că eram destui, dar la capitolul fructe, de exemplu, nu era aproape nimic. Am uitat să mai iau afine, firar, am uitat să-mi iau afine pentru ovăz. În fine, în cea de-a doua sacoșă mai avem 3 salate din astea de ton de care mănâncă Andrei și acum trecem la ultima sacoșă. Ok, aici avem niște chifle și un burec din ăla de care ne place nouă, care are spanac și brânză și chiar voiam să vă zic că e foarte bun burecul ăla. Dacă n-ați încercat niciodată, eu vă recomand că mergeți în Lidl să vă luați și nu vă lăsați descurajați de faptul că are spanac și poate nu vă place spanacul. Pentru că nu se simte gustul de spanac, adică simți că are ceva verde, dar nu poți exact să dibuiești, să-ți dai seama ce este. Mă rog, mă gândesc că dacă o persoană este total
împotriva spanacului, adică nu-i place deloc. Mă gândesc că atunci ar simți probabil aroma de spanac, dar mie mi se pare super bun. Chiar discutam acum în mașină că ziceam lui Andrei că atunci când i-am spus de bureci, el era foarte... era sceptic, nu voia să guste, era gen, eu nu prea sunt cu spanacul și am zis, haide să încerci că nu se simte gustul și am încercat și îi place foarte mult. Ok, ceapă. Nu am așezat foarte inteligent astăzi, deci nu prea m-am străduit. Grana padano. Asta e o gustare care îi place mult lui. Sunt mai multe tipuri de, nu știu, arahide, migdale, nuci. Și îi place. Mai e o variantă pe care o luam eu, dar nu îi place pentru că are prea multe stafide. Aici sunt iaurturile pe care și le cumpără tot timpul. Nu înțeleg cum de nu se plictisește. Că m-am plictisit eu de câte ori le-am arătat în clipuri, dar el totuși mănâncă zilnic la muncă. Nu pot să înțeleg. Asta a fost o cumpărătură spontană. Am luat o pastă tartinabilă. M-am gândit că poate o să avem pentru weekend, nu știu, nu, a fost spontan, n-a fost în plan, n-a fost pe listă. Am luat cabanul pentru tocănița de cartofi, iaurt grecesc. Am luat o grămadă de iaurt grecesc și vă zic că nu știu ce să fac cu el, că n-am nimic în plan să mănânc cu iaurt grecesc. Dar totuși am luat 4, expiră pe 19-a 8, deci suntem safe. Așa, am luat pasta asta tartinabilă, eu pe listă aveam trecut almete, nu știu ce aveam eu senzația că se găsește almete în Lidl, dar nu se găsește, așa că am luat-o pe asta de săptămâna grecească, pasta tartinabilă cu iaurt grecesc, brânză feta și plante aromatice în stil grecesc. M-am gândit că dacă o să semene puțin cu tzatzikiu e bine și o să merg așa cu pâine, cu roșii. Apropo de roșii, avem aici 6 roșii. Foarte mult ne-au plăcut data trecută când am luat de Lidl roșii, sunt niște roșii urțele, așa, urțele, mă rog, sunt mai, nu știu, zici că sunt musculoase, zici că gen o rochie, da, ok, Andreea, sunt un pic dubioasă pentru că, v-am zis, nu prea am mâncat doar pepene, nu sunt bolnavă, n-am nicio treabă, nu țin nicio dietă, dar am zis, mai am eu din când în când zile, odată la o perioadă în care mănânc doar fructe. Mă rog, o zi în care mănânc doar fructe și asta e una din zilele alea și creierul meu e un pic cam, nu știu ce se întâmplă, dar în fine. Deci, voiam să vă zic că roșiile alea arată ca o roșie din asta normală care s-a dus la sală și a luat super mult steroizi sau ce se ia ca să crești foarte mult în mușchi, gen să-ți crească mușchi. Și sunt super bune, deci, doamne, am luat o roșie din aia delicioasă, a fost cred că cea mai bună roșie pe care am mâncat-o în ultimul an măcar. Dar n-am găsit, așa că am luat roșii din astea obișnuite, neduse la sală, am luat și un usturoi. Brânză, și la capitolul brânză era tristețe, așa că și-a luat pentru salată brânză feta din asta, lapte de oaie, nu știu cum e, poate am mai luat, poate n-am mai luat, n-aș ce să vă zic, e brânză, bănuiesc că nu știu ce e groaznică, parcă vezi că e groaznică, mi s-a făcut în același timp poftă de pistaciu de asta, cum se numește, de fistic, și am luat o pungă să o devorăm. Așa, eu mi-am luat niște biker shorts. Mi-amintesc că anul trecut, acum 2 ani, nu mai știu, am alergat pe biker shorts din Lidl de am înnebunit și n-am reușit să găsesc. Și când i-am văzut pește, am văzut că au și mărimea ei, am zis perfect, mi-au o pereche pentru că biker shorts port mereu, port la sală, port pe sub rochii, port pe sub hanorace, port tot timpul și sunt super utili. Și am luat o pereche, 15 lei, mărimea S, sunt ai mei și... Da, sper să-mi vină, sper să fie ok. Îi vedem, sunt curioasă cât de lungi sunt. Eu am mai multe feluri de biker shorts și unii sunt prea scurți pentru a-i lua doar așa, nu știu, mă simt incomod în ei, simt că tot timpul se ridică și năsolit o roșie clandestină și sper că așa să fie un pic mai lungi decât aia care sunt prea scurți. Așa, mai avem aici un spirit pe care mă bazez ca să fac curat prin casă, pentru că știți, relația mea cu substanțele chimice sunt dubioasă și în spirit am încredere. Și ultimul lucru este acest balsam, Cocolino. Am avut un balsam de la Lidl care nu mi-a plăcut, pentru că, sincer să fiu, nu mi se părea că miroase a nimic. A nimic, nimic, nimic. Adică puneam mai mult, puneam mai puțin, nu. Mi se părea că e efectiv inutil, așa că am vrut să iau balsamul de la Lenor, însă în Lidl nu era. Acela auriu mă refer. Așa că l-am luat pe acesta. Am zis că e de la Cocolino, din ăsta nu știu dacă am mai avut sau poate nu mi-amintesc. Ideea e că știți că bănuiesc că știți de fapt că balsamul de rufe nu e cea mai sănătoasă chestie pentru pielea noastră, persoane care au alergie, fie alergie, nu știu, gen cum am eu, că strănut, mă mănâncă ochii, etc. Eu n-am la balsam, dar vă ziceam ca idee. Sau persoane care chiar fac tot felul de bube pe piele de la balsamul de rufe. Și de mult îmi ziceam că aș vrea să cumpăr un balsam de rufe care e hipoalergenic, e mai blând, e, uite, ăsta e special gândit pentru bebeluși.
și să văd dacă o să fie vreo diferență în alergiile mele. Nu știu, alergiile mele sunt complet dubioase. Miroase drăguț. Chiar miroase foarte drăguț. Da. Cam atât cu clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Cred că am pus cadrul foarte aproape față de cum îl puneam de obicei, nu-i așa? Da, cred că am stat un pic așa și eram ce n-am cumpărat balsam. Sper că nu v-am speriat. Ok, vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu. Vă pup și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Gen miercuri, cu vlogul de la mare. Stați pe aici.